Și apără echipa până la urmă. E normal și să, după cum începuse echipa domnului Mititelu, nu ne așteptam, cred că nici dânsul cu toate intervențiile publice în care spunea că și echipa își va reveni, că joacă, că are încredere în Napoli. Nu cred că s-a aștepta să joace în ultima etapă cu calificarea în play-off pe masă, practic. Încep foarte prost, trec printr-o schimbare de antrenor, sunt apele tulburi pe acolo, îl readuce pe Napoli, care inclusiv noi aici spuneam că ia 10-a descălecare și bă, chiar nu se găsește un antrenor să fie conform criteriilor domnului Mititelu. Uite că vine Napoli și face lucruri bune la echipă, echipa joacă spectaculos, marchează aproape etapă de etapă. Ok, mai sunt fluctuații de formă, dar și din cauza absențelor care sunt în echipă și datorită faptului că în ultimele meciuri Craiova nu poate alinia același prim 11, sunt 2-3 jucători schimbați de la meci la meci. Dar până la urmă cred că lăsând la o parte regulamentele care trebuie respectate, paragrafele care sunt în regulament, din moment ce nu este stipulat clar în regulament și nu se face deosebirea între xenofobie și rasism, și fotbalistic și fair play, și este ca disputa asta să trateze pe teren într-un meci direct între cele două echipe, dacă va fi cazul să fie meciul ăla decisiv, că până la urmă mai este o etapă care poate clarifica. Da, acum dacă... e un punct, nu? Are un punct, e da? Un punct, dacă o echipă... Poate bate Hermannstadt pe Craiova și câștigă Sepsi la FCSB. Și s-a terminat, nu? Discuția. Că nu e imposibil. La da. Ce haos e acolo? Cum e? Sepsi nu s-a aștepta ca ultima etapă, să ajungă până ultima etapă, să joace meci decisiv, pentru că, văzând, așa cum a spus și Robert, Craiova nu a mers foarte bine. În ultimele două luni de zile și a revenit... Nu, de când a început anul, Craiova este practic invincibilă de când a început anul. Și a început în forță. Da. Clar că Sepsi a pierdut meciuri, Craiova a câștigat tot timpul și a ajuns aproape de Sepsi la un punct. Și normal că lui Bergodeu îi convine. Dar e frumos, știi la ce mă gândeam, Andrei? Ce frumos e campionatul ăsta, că avem bătălie nu doar la titlu, ia cătă mare interes și la locul 6 și la cine câștigă play-off-ul, o să fie nebunit. La retrogradare, ia. La retrogradare. Nu veniu câștigă. De așa natură încât să ai 2-3 campionate într-unul singur, adică 2-3 finaluri de astea tensionate, dacă mai vine și un moment. Uite aici, de exemplu, cu Mitică Dragomir și apropo de Dumitru Dragomir, în jur de 12:30, peste oră, o să avem profețiile, eu 1-1 cu Dumitru Dragomir, deja faimosul show din fiecare săptămână cu Dragomir, profețiile lui Mitică. Uite aici, eu nu sunt de exemplu de acord sub nicio formă cu Mitică Dragomir, care spune, domnule, eu nu sunt de acord cu ce prostie asta să înjumătățească punctele, de ce nu jucăm ca în Anglia, că acolo nu există alea campionate serioase, Germania, Anglia, Italia, așa, eu sunt de acord, mie mi se pare că play-off, play-out dă, face, pentru că ce se întâmplă? Totuși nivelul nostru nu este de Premier League și atunci de ce să n-ai minimum 4 FCSB Dinamo, am zis Dinamo intenționat, minimum 4 FCSB CFR, minim 4 CFR Craiova, Rapid FCSB și așa mai departe. Încă ceva care e foarte important, noi nu avem 6 echipe cu care să mergem în cupele europene, astfel încât bătălia pe locurile de cupe europene să prindă în joc 10-11 echipe, iar bătălia pentru retrogradare să le prindă pe celelalte. Adică fiecare echipă să fie implicată în joc, astfel încât domnul Pușca să nu mai aibă material să scrie și pe alte teme. În mijlocul apărătorul integrității. Exact. Deci te rog, numai... Că pe vremea cooperativei erau probleme și din punctul ăsta de vedere, că erau 4, 5, 6 echipe în burta clasamentului, nu aveau nicio grijă și ele manipulau punctele. Da, dar traficau puncte. Traficau doi la mână. Și ceea ce trebuie să înțeleagă toată lumea. Eu îl pot înțelege pe domnul Mitică Dragomir dacă e la un club, așa cum îl pot înțelege și pe Dan Petrescu când zice de înjumătățirea punctelor. De ce? Pentru că, într-adevăr, ăla este un merit sportiv. Doar că finanțarea acestei întreceri este făcută de un deținător de drepturi și de niște sponsori. Care vrea spectacol. Care, aceștia vor spectacol. Da. Iar spectacolul este oferit de miza fiecărei partide în parte. Ori, cu sistem play-off, play-out și cu înjumătățirea punctelor, toate meciurile devin foarte importante sau foarte importante, unele capitale. Și atunci deținătorul de drepturi, cel care te plătește în proporție de 60-70% probabil, are nevoie de acest spectacol. Și tu trebuie să-l accepti.
Pentru că altfel zici, ok, facem o ligă de 28 de echipe, de câte vrei, ca pe vremea lui Romica Pașcu, să nu retrogradeze nimeni, și jucați voi între ei, dar jucați de plăcere, adică nu mai sunteți finanțați la nivelul ăsta de finanțare. Devine un fel de Dacia, de așa, dacă nu există capacitatea de a lua fonduri și din alte zone. Că transferul de jucători mai greu în ultima perioadă de timp, nu producem jucători pentru piață pe sume extraordinare, spectatorii la unele echipe nu apar în tribună, dacă n-ar fi drepturile TV, din ce a trăi? Plus miza financiară a echipelor care cu câteva etape înainte sunt scăpate de retrogradare, dar doresc să termine cât mai sus, că sunt bani în plus. Cu fiecare loc în plus sunt 100 și ceva de mii. De achitarea banilor e unul care să favorizeze lucrul ăsta. Da. Din punctul ăsta de vedere, și s-a discutat mult. Nu știu dacă ar fi, și aici tu, Andrei, cu siguranță știi mult mai bine, nu știu dacă ar fi mai indicat să nu se înjumătățească punctele. Cred că spectaculozitatea ar rămâne pe undeva aceeași, pentru că nu se întâmplă nicio echipă care este pe primul loc să aibă 10-12 puncte avans față de locul 2. Putem să dăm clasamentul în momentul ăsta la play-off? Băi, dați clasamentul, da. Pentru că, cum ai spus și tu, din punct de vedere sportiv, pentru mine ca jucător, este un pic frustrant că, bă, transpir pe teren, muncesc pentru punctele alea și okay, văd că am 9 puncte avans și când s-a terminat sezonul regular am 5. Bun, play-off are 10 etape. În zona de play-off, dacă ne uităm în momentul ăsta, avem o echipă cu 42 și să spunem că una are 40. Da. În cel mai prost caz, ar rămâne Oana cu 40, adică să piardă amândouă meciuri, să rămână așa cum e momentul ăsta. Da. Sau hai să spunem, sau să zicem că ăsta e clasamentul când s-a terminat. Ar fi 43,61 versus 61 în momentul în care mai sunt 10 etape, înseamnă o diferență de câte 18 puncte acolo. Este foarte mare să crezi că o echipă poate... Și un număr mic de jocuri. Un număr mic de jocuri. Și atunci... Pentru spectaculozitate, încă o dată spun, nu pentru meritul sportiv. Da. Dacă aș fi fost la un club, aș fi zis, domnule, nu-mi convine jumătățirea. Corect. Dacă eram pe locul întâi, corect. Dacă eram pe locul 2, îmi convenea jumătățirea. Dar dacă aș fi corect 100% din punct de vedere al meritului sportiv, aș spune, nu, sunt puncte câștigate pe teren și așa mai departe. Da. Doar că nu numai din meritul sportiv trăiești tu în campionatul României, ci ai nevoie de finanțări. Da? Finanțările astea sunt date în proporție de 60-70% de drepturile TV pentru fiecare echipă, exceptând câteva care fac bani din vânzări de jucători și din parcurs european. Ok, dar și cu înjumătățirea asta, tu crezi că Sepsi sau Craiova sau echipele care sunt acolo la 40 de puncte, eu cred că nici cu înjumătățirea ele n-au șanse la campionat. Atât că e mai palpitant poate sau mai disputat. Da, dar nu este în joc numai campionatul, mai sunt și locurile din cupele europene. Păi da, dar uite, locul 2 are 64 de puncte. 54, dacă împarți, sunt 27 versus 22, cât ar fi 43, să spunem. Da, cu rotundire, cu tot. 27, da. 23, sunt 4 puncte. Acolo, un meci, meciul direct și mai faci un egal și aia. Un meci jumate, da. Adică de asta, crezi șansele, clar. Din punctul de vedere al spectaculozității, este foarte clar că acest sistem cu play-off, play-out la noi în România funcționează foarte bine și probabil că lucrurile astea se văd și din audiențe. Practic, absolut toate meciurile din play-off le transform în meciuri decisive. Da. Nu numai pentru câștigătoarea campionatului, cât și pentru locul de cupă europeană, pentru echipa aia care poate juca barajul cu echipa după locul 7 și automat și meciul ăla în plus, că s-a discutat mult și cu meciul ăsta de baraj. Domnule, de ce o echipă care termină pe locul 7? Păi ca să dă o miză și play-out. Nu, și mai e ceva, Robert. Trebuie, încă o dată, trebuie să înțeleagă toți din fotbal, da? Antrenor, Dan Petrescu, cine mai vreți voi, patroni, drepturile se plătesc din buzunarul unor televiziuni. Clar. Oamenii vor spectacol, de-aia e play-off, play-out. Corect. Că nu poți, noi nu suntem la nivelul Premier League să avem 8 echipe care se bat la titlu sau 6 echipe, da? Noi le avem pe ale noastre și toată lumea vrea Steaua, FCSB, CFR de 4 ori, toată lumea vrea CFR Craiova, Rapid, FCSB. Dar uite, dacă intră Craiova, domnului Mititelu, ai Craiovele între ele, da. Păi îți dai seama ce va fi în oraș.